Mărțișorul rămâne în sufletele noastre eternul și tradiționalul simbol al primăverii, al bucuriei, prospețimii, al victoriei binelui împotriva răului. Povestea mărțișorului începe în urmă cu mii de ani, fiind un obicei unic, specific, românesc, moștenit de la strămoșii noștri. Tradiția spune că femeile, dacă purtau monede găurite din aur sau argint, atârnate de două fire, unul alb și altul negru, în decursul timpului bănuțul s-ar transforma într-un simbol al iubirii, iar firul negru a devenit ușor roșu. Săpăturile arheologice au scos la iveală mărțișoare cu o vechime de aproape 8.000 de ani, sub forma unor pietricele de râu colorate în alb și roșu, despre care se credea că se purtau la gât, înșirate pe o ață albă. Despre mărțișoare există mai multe povești și legende, în funcție de zonă. Cum au apărut, cum erau confecționate, ce materiale erau cele mai norocoase. Meșteșugul confecționării mărțișoarelor se păstrează și în zilele noastre, iar despre asta au vorbit invitatele Ioanei în cadrul emisiunii de ale dimineții. Brădeanca Anca Stroișteanu a descoperit meșteșugul și dragul de mărțișoare de la nepoata ei, abia după ce a ieșit la pensie. Am rămas la pensie, în timpul ăsta am mai lucrat, dar așa, pentru casă, pentru copiii mei. Am rămas la pensie și într-o vizită acasă la sora mea, nepoata făcea mărțișoare din fimo. Mi-a plăcut extraordinar, deci nu se poate să nu încerc și eu tehnica asta. Am fost cu ei la magazin, mi-am luat materiale, am venit acasă, n-am știut nimic despre tehnică, am început să studiez pe telefon ce, cum să face, cum să... M-a fascinat pentru că e un material pe care îl modelez după bunul tău plac și vreau să vă spun că după 2 sau 3 ani ne-am întâlnit la un târg, să zicem. Am fost la, au venit ei la Brad și așa la un târg. Dacă ne-am expus obiectele confecționate, una pomață și una pe altă, nu ziceai că-s din același film. Pentru că fiecare își pune amprenta lui, amprenta personală. Și la culoare, și la modul de a vedea lucrurile, și la modul de a face florile, și în toate, tot ce faci, ești unic. Ileana Roșca a avut șansa de a confecționa mărțișoare din porțelan, adevărate bijuterii prețioase, dar care, din păcate, au dispărut de pe piață din cauza complexității materialului și a tehnicii de lucru. Mărțișoare de porțelan. Cum v-ați hotărât dumneavoastră să faceți mărțișoare din porțelan acum câți ani? Vreo 30 și de ani, cam așa. Lucram în fabrică la porțelanul, la întreprinderea porțelanul din Alba Iulia și plăcându-mi enorm de mult florile și insectele, am început să fac din porțelan. Și participam cu ele la diferite concursuri, expoziții și așa mai departe. Și cele două pe care le vedeți acum sunt chiar primele două mărțișoare. În timp am început să evoluez. Am experimentat și am ajuns la o anumită fază. Probabil dacă mai rămâneam în Alba Iulia, continuam cu porțelan. Am o întrebare. Credeți că se mai fac aceste mărțișoare de porțelan? Nu. Nu cred că le mai face nimeni. Nu. Eu nu le-am mai văzut. Nu. În general, porțelan artistic nu se mai lucrează. S-au trecut foarte mult acum și se bazează pe alimentație publică, pe apeuri. Porțelanul artistic a dispărut încet, încet, pentru că au apărut alte materiale mult mai ușor de realizat, pentru că porțelanul are o tehnologie destul de complexă. Obiecte artizanale realizate de Luminița Miclea sunt confecționate din fire împletite sau croșetate cu migală, dar și multă ingeniozitate. Din fericire, obiceiul manufacturii se păstrează la Brad, unde femeile au posibilitatea de a se întâlni, de a povesti și de a-și etala talentul, păstrând astfel încă vii tradițiile românești.